Vremea rămâne mohorâtă cu cerul acoperit de nori care lasă ploi în majoritatea regiunilor. Și în sud sunt așteptate ploi, dar vor fi răzlețe și slabe. Fenomenul dominant rămâne tot ceața, posibil asociată cu burniță. Pentru județul Giurgiu a fost emis o informare meteorologică de precipitații și intensificări ale vântului, valabilă de miercuri de la ora 14 până joi la ora 12. Miercuri nu se ivește soarele, norii acoperă cerul în întreaga țară și plouă pe arii extinse, ziua în jumătatea de vest, iar noaptea în cea de sud. Deși cerul devine tot mai noros până la amiază, tot se adună 22 de grade Celsius în termometre, însă ploile moderate cantitativ apar mai ales către seara și în noaptea următoare, când și vântul se întețește. Miercuri în Bolintin, Ghimpați, Hotarele și Comana se vor înregistra 21 de grade, în Mihăilești 21, iar la Giurgiu 22. Vântul va sufla cu o putere de 11 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 765 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 20-30 de centimetri, cota probabilă 0 cm. Umiditatea aerului va fi de 89%.